Cheers. Los. Urcat. Urcat. El este unul dintre câinii de intervenție a jandarmilor olteni. Este antrenat zilnic și participă împreună cu conductorul său la numeroase misiuni. Și nu este singurul partener de nădejde al jandarmilor. Inspectoratul de jandarmi județean Olt are în dotare 5 câini care participă la numeroase misiuni. Se numește Toc, are vârsta de aproximativ 2 ani. Împlinește acum pe 3 iulie. Am preluat la Centrul Chinologic Sibiu la vârsta de 5 luni. Anul trecut, în 2016, am urmat cursul de specializare cu o durată de 4 luni, tot la Centrul Chinologic Sibiu. Este specializat pe patrulare intervenție. Câinii provin din rasele ciobănesc german și ciobănesc belgian și se află în grija jandarmilor din grupa conductori câini serviciu. Am participat la un număr mare de misiuni, în special misiuni de restabilire a ordinii și liniștei publice, la meciurile susținute de echipa de fotbal și la echipajul de intervenție. Cât mult vă ajută în misiunile pe care le desfășurați? Foarte mult. E un câine agresiv, după cum am spus, e un câine specializat pe intervenție. Ajută la descurajarea persoanelor care comit fapte antisociale. Conductorul său, Adrian Pescaru, își dorește ca după pensionarea minei să o ia acasă, în semn de recunoștință pentru fidelitatea dovedită de-a lungul timpului. Câinii jandarmilor au participat și la acțiuni desfășurate la podul Olt pentru combaterea comerțului ilegal de pește. De multe ori, vânzătorii ambulanți au fost prinși cu ajutorul patrupedelor. Sunt foarte greu de combătut. Dacă n-aș fi cu câinele, intră în papură. Câinele se numește Tabad, este un câine specializat pe prelucrare urmă, se află în perioada de predresaj și urmează să fac cu el cursul de specializare pe prelucrare urmă. Sunt foarte utili, mai ales câinii de prelucrare urmă. Aceștia sunt doar o treime din câinii jandarmilor olteni, pe care oamenii legii se pot baza în orice situație. O dovedesc rezultatele bune obținute până acum. Câinii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt fac parte din grupa conductor câini de serviciu și sunt buni parteneri ai jandarmilor olteni. Aceștia sunt pregătiți zilnic pentru diverse activități, cum ar fi prinderea persoanelor suspecte sau urmărirea unor persoane după amprenta mirosului. De asemenea, aceștia sunt folosiți în activitățile curente de ordine publică. Utilitatea acestor câini a fost dovedită în timp, în faptul că sunt foarte bine pregătiți și participă la misiuni de intervenție, asigurare și patrulare. Câinii sunt menținuți în serviciu până la vârsta de 6 ani, dar în funcție de aptitudinile și de starea lor de sănătate, această perioadă se poate prelungi până la 10 ani. De cele mai multe ori, la trecerea în rezervă, acest militar necuvântător este îngrijit până la sfârșitul vieții de către același jandarm.